Suntem din nou în direct la emisiunea Ce vor plantele și vrem să începem cu niște imagini trimise de Ovidiu. Ne spune că a folosit, putem să vedem imaginile, ne spune că a folosit tot ce am recomandat noi, inclusiv hibridul moldoveanu de la Hectar, a dezinfectat solul cu basamid, a aplicat la plantare Trica Expert, a făcut tratamentele așa cum le-am indicat noi, dar iată și rezultatele. Bine, pe lângă toate sfaturile și ce a făcut dânsul, este și munca dânsului și o face perfect, pentru că vedem o cultură bine întreținută, o cultură bine înființată pe folie, cu udare prin picurare. Pe cei care își doresc să facă treabă serioasă și reușesc. Vă mulțumim pentru imagini, vă așteptăm și pe dumneavoastră să ne trimiteți imagini din grădina dumneavoastră cu rezultatele bune sau mai puțin bune pe care le aveți. Trebuie să ajungem cu toții la rezultate bune în final. În schimb, un alt telespectator, tot pe nume Ovidiu, ne-a trimis imagini cu tomatele și ne întreabă, ne spune că este începător, novice, a făcut și o greșeală, o recunoaște, a făcut culturi asociate și a creat o umiditate în spațiu protejat unde are aceste culturi de tomate și de castraveți și s-a ales cu astfel de boli la tomate. Da, pentru că trebuie să știe de la bun început, dezinfecția solului joacă un rol foarte important, în al doilea rând tratamentele trebuie făcute cu cap, pentru că nu întotdeauna tratamentele care se prescriu Nu se dau la timp. Nu ne spune că ar fi făcut vreun tratament, doar că da. Își asumă... Da, deci trebuie neapărat să cât de cât să știe... Mai poate să facă acum ceva să salveze cultura? Acum poate să facă o toaletare pe cât posibil și să încerce un tratament cu un produs sistemic de gen cabriotop sau ortivatop sau cidelitop. Peste cât timp recoltează dacă folosește? Deci dacă, la 2 săptămâni. Dar acolo nu văd nicio roșie încă. Poate că nu le avem în imagini. Teoretic, da. Într-un spațiu protejat la momentul acesta se recoltează. Da, n-are de un... Poate că au făcut mai târziu cultura. Oricum, să văd acum ceva roșii, să văd. Însă, timp de 2 săptămâni după efectuarea tratamentului, fără aplicarea tratamentelor, nu mai recoltează deloc. Sistemice, nu mai face nimic. Pierde toată cultura. Deci absolut. Fie faceți o pauză din recoltare 2 săptămâni și încercăm să salvăm cultura, fie... Și trebuie neapărat să înceapă tratamentul de la sol. Să stropească solul de sub plantă și după aceea să meargă pe plantă sus, pentru că infecția se produce pe dosul la frunză. Și acolo este infecție mare. Infecție mare nu se vede să fi făcut niciun tratament. Și un caleidoscop de boli. Are și pătarea cafenie, deci are o întreagă și mană. Da. Posibil și dăunător pe care probabil... Păi aici, pe frunzulița asta, apar acarienii, cu siguranță. Alături de fungicidele recomandate de dumneavoastră să pună și un insecticid, dacă tot are timpul ăsta de 2 săptămâni, poate să meargă. Niciodată nu se aplică fungicidele fără un insecticid, pentru că noi încercăm să facem resetarele pentru a preveni, nu a combate, a preveni atacul bolilor și dăunătorilor. Pentru revigorarea culturii și în încercarea de a mai salva din cultură, alături de fungicide, punem și un îngrășământ foliar, să dăm hrană plantelor, să aibă capacitatea să aibă de unde să consume, să se repună pe picioare. Sigur, la cei care au în cultură și recoltează roșii, pot să facă un tratament cu solar calciu care pur și simplu întărește pulpa în așa fel încât o face mai ușor transportabilă, deci nu este atât de perisabil fructul respectiv. Și să adauge alături de fungicide, îngrășămintele, cum a spus dumneavoastră, și insecticide și un stimulator de creștere. Bioactiv este un produs certificat bio care stimulează plantele, ajută plantele să iasă din fazele de stres, ajută plantele să se revigoreze. Cum este și cazul lui Ovidiu, unde cultura este aproape mai mult pe ducă decât pe vine. Încercați să stimulați plantele să revigoreze doar cu îngrășăminte, cu stimulator de creștere, cu fungicide și cu insecticide. Veți putea să salvați acea cultură. Ne-a trimis poze pe adresa de e-mail și Petre cu o cultură de varză, iar pe dosul frunzelor de varză a văzut niște informațiuni. Cu siguranță sunt ouăle. Ouăle de la mamei strabrasicenii, o insectă care apare dacă
face tratament cu Bactospain sau cu Dimilin, rezolvă problema. Larvele care vor ieși din ouăle respective vor mânca din frunza tratată și vor muri. În faza de ou putem să intervenim cu insecte? Faza de ou era un singur produs, Envidorul. Dacă îl găsește pe undeva, Envidorul poate să intervină. Acest insecticid inactivează ouăle care au fost depuse. Să sperăm că lumea este pe recepție și ne ascultă sfaturile. Noi ne dorim să înțelegeți, noi ne dorim din tot sufletul să, de pe urma muncii dumneavoastră, să obțineți și rezultatele pe care vi le doriți. Ne dorim din tot sufletul să mâncați mai sănătos decât mâncați din altă parte, pentru că dumneavoastră veți ști ceea ce, cu ceea ce stropiți și v-aș ruga să nu supradozați produsele, să le folosiți așa cum vă sunt recomandate de către noi sau sunt înscrise pe ambalaj, pentru că supradozarea poate să ducă și la o fitotoxicitate sau la o remanență mai mare a produselor. Să nu amestecați produse incompatibile, pentru că posibil să produceți fitotoxicitate și să fiți cu mare grijă la folosirea produselor sistemice. Începem să recoltăm, începem să consumăm fructe și legume și va trebui să excludem încet, încet produsele sistemice și să le înlocuim cu cele de contact. Diferența între cele sistemice și cele de contact este că trebuie să intervenim cu tratamente repetate la un interval mai des, la un interval de timp mai scurt, pentru că produsele de contact se spală odată cu ploaia sau dacă avem irigare prin aspersiune, odată cu irigare am și spălat produsele de tratament. Deci există foarte, foarte multă informație pe care dumneavoastră trebuie să o asimilați, astfel încât, repet, să ajungeți la recolte bogate și sănătoase. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru sfaturi, vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți, vă așteptăm și săptămâna viitoare, multă sănătate, toate cele bune!